Reprezentanții Lidl România le cer clienților care au cumpărat din magazine ciolan presat ambalat la 100 de grame să returneze produsul. În urma unei analize de laborator efectuate de producător, a fost detectată salmonella. Este vorba mai exact despre loturile care au termene de valabilitate 22, 23, 27 și 28 iulie, cumpărate din magazinele Lidl România. Salmonella poate provoca afecțiuni grave stomacale sau intestinale. Clienții care au cumpărat aceste produse sunt rugați să țină cont de retragere și să nu le consume, se arată într-un comunicat de presă al oficialilor lanțului de magazine. Scene greu de imaginat pe drumul național 1 pentru viceprimarul din Codlea, Ervin Albu. Acesta a fost atacat cu un levier și cu un cuțit după ce i-ar fi atras atenția unui pasager dintr-o dubă pentru că a aruncat un ambalaj pe stradă. I-am bătut obrazul și a ieșit în prima fază din mașină, ulterior a tras pe dreapta, m-a intersectat într-o parcare și au tăbărât două persoane pe mine, m-au dat jos de pe bicicletă, eram pe bicicletă, ulterior au scos un levier, a mai încercat cineva să intervină, era foarte multă lume prezentă în acea parcare. Parcarea au avut și cuțit? Chiar în dreptul DN1, șoferul acelui microbus a ieșit din microbus cu un cuțit în mână. Polițiștii au intervenit imediat, șoferul dubei a fost identificat, iar ancheta în acest caz continuă. Polițiștii locali din Brașov au făcut un control inopinat în târgul de vechituri situat în cartierul Bartolomeu pe șoseaua Cristianului. Au fost găsite cantități mari de deșeuri textile care nu erau depozitate în mod corespunzător. Administratorii târgului au fost somați să igienizeze zona în regim de urgență. În cazul în care nu se vor conforma, vor fi sancționați, amenda minimă fiind 25.000 de lei. Totodată, administratorul pieței de vechituri a fost înștiințat că zona va fi monitorizată de polițiști săptămânal. Proteste la ceas de seară în municipiul Săcele. Oamenii au ieșit în stradă sătui de starea jalnică a drumurilor. Protestatarii spun că străzile sunt pline de gropi și de pietriș, iar conducerea roșie a primăriei nu ar avea nici cea mai mică intenție de a lua măsuri. Protestul a fost unul pașnic, iar participanții au pregătit pancarte cu mesaje care nu mai au nevoie de niciun comentariu. Este că aceste lucrări publice, atât cât se fac, nu sunt făcute așa cum trebuie să fie ca să ne bucurăm de ele și să nu ne rupem picioarele, mașinile. Investițiile nu există. S-a făcut vis-a-vis de cartierul nostru un drum în câmp. Să-l veniți să-l filmați. Am sunat la domnii de la investiție și a spus că s-a reparat. Nu s-a reparat. Acolo s-au turnat tone de mașini de piatră. Deci un drum care este între două lanuri de grâu. Deci nu e permis așa ceva admisibil. Noi care plătim impozii să fim ignorați. Persoanele izolate sunt condamnate să stea în casă din cauza drumurilor și accesului. Primăria nu este interesată de persoane cu abilități, în primul rând interesat numai de ei. Vrem responsabilitatea de execuția unui lucrări publice. Ce înseamnă acest lucru? Nu poți să pui pietriș pe un drum care e în pantă. Protestatarii trag un semnal de alarmă prin acest protest și le cer autorităților ca orice contract pentru lucrări publice să fie analizat cu seriozitate, astfel încât banii din buget să fie cheltuiți în mod justificat, iar lucrările făcute în Săcele să fie cu adevărat de calitate. Echipa de medici de pe secția de ortopedie și traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Brașov realizează o gamă largă de intervenții chirurgicale complexe. Avem tot portofoliul fracturilor, mai puțin fractura de bazin și fractura de cotil. Și aici vin cu o explicație. Sunt fracturi mai rare, fracturi care apar o dată pe lună. Din păcate nu există în România un centru sau două centre în care ar trebui operate și de acord, există un consens la întâlnirile noastre de ortopedie, dar nu s-a trecut la pasul următor, la punere în practică. Un centru pentru bazin.
Medicii tratează pacienții cu urgențe traumatice, fracturi, leziuni ale tendoanelor, leziuni musculare, luxații, dar și multe alte intervenții. În cadrul secției de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean Brașov lucrează 7 asistente medicale cu studii superioare, 9 infirmiere și un brancardier. Majoritatea fracturilor le tratăm prin tehnici mini-invazive. Au devenit din operații mari, de mare amploare, operații de amploare medie, nu numai importante, nu numai în momentul intraoperator, ci și în recuperarea pacienților. Tot ceea ce se face, se face pentru a scurta timpul de recuperare al pacienților. Ne dorim ca în viitor să extindem gama de intervenții chirurgicale prin protezări la nivelul gleznei, protezări la nivelul cotului, extinderea artroscopiei la nivelul umărului și tratarea complexei patologii a umărului minim invaziv prin procedee artroscopice. Pentru secția de ortopedie și traumatologie din cadrul Spitalului Județean Brașov există o listă de așteptare pentru pacienții care au nevoie de proteze. Există o listă de așteptare, este datorat faptului că amânăm practic pacienții cronici având un număr limitat, redus de locuri temporar până la revenirea în locația cu 54 de paturi. Este, repet, redus numărul de pacienți cronici datorită faptului că primii pe care internăm sunt pacienții acuți, pacienții internați prin urgență. Pe secția de ortopedie a Spitalului Județean Brașov sunt consultați anual aproximativ 11.708 pacienți, dintre care sunt operați aproximativ 2.000. RAT Brașov îi informează pe utilizatorii liniei de transport 22 Saturn Stadionul Tineretului cu privire la faptul că din cauza unor lucrări de infrastructură ce vor fi efectuate pe strada Vlad Țepeș, autobuzele de pe această linie vor circula pe un traseu deviat prin zona Casa Armatei, sâmbătă 6 iulie, între orele 6:13. Astfel, după ce vor parcurge strada Alexandru Ioan Cuza, autobuzele de pe linia 22 vor circula pe străzile Iuliu Maniu și Nicolae Iorga până în zona Casei Armatei, iar apoi se vor deplasa pe Bulevardul Eroilor până în zona Teatrului Dramatic, de unde își reiau traseul obișnuit. Această modificare nu va afecta niciun fel opririle în stații, autobuzele de pe linia 22 staționând pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor în stația Iuliu Maniu, iar apoi în stația Patria. Între aceste două stații menționate nu va exista nicio altă oprire. A 13-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor, intitulat Garofița Pietrei Craiului, se va desfășura în acest weekend în județul Brașov. Zeci de ansambluri folclorice din România și străinătate vor oferi publicului momente de neuitat. Anul acesta ne bucurăm să fim gazde în cel mai frumos oraș din România și în primul județ turistic al țării pentru trei ansambluri din străinătate. Sunt ansambluri folclorice din Serbia, Croația și Polonia, care ne vizitează. Vom face și noi un schimb cultural cu ansamblul din Croația. Ansamblul Centrului Cultural Reduta Poienița va participa la sfârșitul verii la un festival în Croația. Acest festival de folclor, Garofița Pietrei Craiului, oferă probabil cele mai bune condiții pe care le poate oferi un festival de această factură în Europa, cel puțin. Este singurul festival la ora actuală care oferă participare ansamblurilor străine fără taxă, cu condiții excelente de cazare de masă și condiții excepționale de realizare a programului artistic al ansamblurilor. Astăzi, spectacolul va avea loc la Prejmer, începând cu orele 17. Pe data de 6 iulie, festivalul se va ține în cetatea Feldioarei, iar duminică, 7 iulie, după o scurtă paradă în centrul vechi al Brașovului, va avea loc spectacolul de gală, începând cu orele 18, în Piața Sfatului. Invitata specială a festivalului va fi cunoscuta interpretă de muzică populară, Matilda Pascal Cojocărița.